Un artist veritabil este unul care stă foarte bine la capitolul cultură generală. La această probă o să vă testez cunoștințele legate de două dintre legendele scenei românești. Am pregătit pentru fiecare echipă în parte o fișă de artist care cuprinde câteva enunțuri legate de viața și activitatea acestuia. După fiecare enunț, voi trebuie să-mi spuneți dacă enunțul ăsta este adevărat sau fals. Adevărat! Bănuiesc că e limpede cine câștigă, respectiv echipa care are cele mai multe răspunsuri corecte. O să începem cu... Dar stai un pic, până să începem cu... Cu? Andrei a venit cumva cu proba asta, deci, a trecut pe la noi, pe la redacție și a spus: eu aș vrea să introducem o probă de cultură generală. Nu, n-a venit ea cu ideea. Nu, că n-are voie cu telefonul, deci... atunci nu poate să... Aici eu vin cu probele și eu sunt... Bine, ai început Andrei. Cu Andrei, acum începe. Nu, încep cu tot noi. Aici, pentru că te-ai luat de Andreea nejustificat. Ia să vedem. Și mie da. Că i-ai dat emoții și n-ai lăsat. Bine îi faci, mă. Extraordinar. Nu contează ordinea, în primul rând, la această probă. Ristei, am senzația că vei pierde proba asta. Doamnelor și domnilor, pentru Andrei Ștefănescu am o vedetă pregătită, care este Maria Tănase. Prima afirmație, primul enunț. Maria Tănase a cântat muzică ușoară. Să răspundă Biu. Adevărat sau fals? Fals. Gândiți-vă bine, dați la final răspunsul, capitanul îmi dă răspunsul final. Fals. De ce e fals? Pentru că a cântat muzică populară și muzică lăută. Stai jos, ai 4 pentru această întrebare. A cântat sau n-a cântat muzică ușoară? N-a cântat, mă, cum să cânte, n-a cântat. Nu, da? Nu. Răspuns greșit. Maria Tănase a cântat muzică ușoară. Mergem mai Mulțumim. Departe. Al doilea enunț este... Ha! Maria Tănase a fost numită Ciocârlia Măiastră. Da... Sigur, sigur. Nu te mai consult sigur, cu nimeni. Sigur, nu mă mai consult cu nimeni. Răspuns final? Nu, eu. Nu, Ciocârlia Măiastră. Da, Maria Tănase... Știam. Nu a fost... Normal că n-a fost. Foarte bine. A fost numită Pasărea Măiastră. Pasărea Măiastră, i-a zis Nicolae Iorga. Păi și ciocârlia ce e? E o pasăre, dar n-asta ce a fost. Ce e ciocârlia? Întrebat dacă tu ai mâncat cu gustuci. Tu nu știi faci diferență între cu gustuc și porumbeliș. Ciocârlia nu e pasăre. Ciocârlie. Ce să fie pasăre? Păi e din regnul de păsăret. Aha, no, răspunsuri greșite, mergem ciocârlie. Mai departe. Băi, ciocârlie e altcineva. Maria Ciobanu. La ce mai era? Opa! Am zis eu câinele... Următoarea afirmație, următorul enunț. Pasărea mea asta. Maria Tănase a avut o soră și doi E cum ar fi să o nimeresc? Eu n-am știut ce piesă a cântat. Voi vă dați seama? Și tu mă întreb dacă a avut o soră și doi frați. Treabă în dreapta acolo. Păi dacă zicem fals, lăsma că e greșit. Zicem adevărat. Da! Mergem până la capăt că una trebuie. Adevărat? Fals. Adevărat? Fals. Ia, ia. Final? Eu zic că e fals. Nu e final, mă. Nu, zima, adevărat sau fals? Eu zic că e fals. Fals? Fals. Adevărat sau fals? Fals. Fals. Răspunsul vostru este fals. E adevărat. Răspuns corect. Doar o soră și un singur frate. V-am zis. Ascultați-mi enunțul ăsta. Maria Tănase a cântat la expoziția universală de la New York în calitate de reprezentant al României. Gândiți-vă bine, aveți doar un răspuns corect până acum. Cum e? Ce sfat e asta, mă? Că gândiți-vă bine. Stai să mă gândesc un pic să văd dacă a cântat la New York. Deși a cântat? Trebuie să ne gândim. Stai, mă, să ne gândim. Deci... Așa făceai și la teză. Pare că fi când... Da, zice-mă, la New York, pe ce? În ce an era? Era pe seară în 1920. Apa, cu 1900. Apa, bune! Tu ce Andreea? Zici, Andreea? Tu părerea ta așa, dacă ne-am... Eu zic că a cântat. Din ce punct de vedere crezi tu că a... Fiind reprezentantul României acolo, pentru da? Pentru că a fost... A fost un fel de Eurovision la New York. Da. Și normal că a fost invitată sau trimis acolo. 50-50, eu zic orice. Adevărat! Adevărat! Este... ce să caute, mă, la New York? Fals! Nu, e bine, nu, nu! Eu zic că a cântat la universitatea la... Deci, adevărata afirmația, da? Era expoziție... Adevărata afirmația sau nu? Ziceți-mă că fac infart aici. Stai mă să se hotărați, Andreea. Nu e fals. Ce expoziție universală, de ce? De... Stai mă că... Ce nubuleț? Așa numește expoziția universală la... De... De toate! De Majun! Nu! De țări! E univers... E o capcană! Da! E o capcană! Păi da! Adevărat! Expoziția de ce? De ce? De artă! Dinozaură! De artă! De care? De artă! Păi dar nu scrie! Uite, zic acum, da sau nu? 3, 2, 1... Da! Da! A spus corect! Vezi, întotdeauna... Maria Tănase a fost desemnată cetățean de onoare de către președintele Turciei. Unde mă să fie? În Turcia. Cum să fie, mă, în Turcia? Păi ce treabă avea cu Turcia? Nu știu, zici adevărat sau fals? Ziceți, mă, copii și voi. Te uita la televele, mă. Ce da? Da. Fals.
Zi, fals. Fals. Fals, normal. Ce, mă, președintele... Fals? Fals, final? Da. Ați greșit. A fost numită cetățean de onoare în Turcia. Bă, și avem... Uite că mai învățăm așa de noi. Mai încercăm un anunț. Aveam impresia că o cunosc așa de bine pe doamna Maria. Maria Tănase a fost agentă a Serviciului Special de Informații. Adevărat, adevărat. Da? A fost, da, în SRI, doamna? Pe normal că da. Fii, uite, nu știm noi. Pe altfel, cum să cânte la expoziția aia de la noi? Răspuns final este? Mai era și alt român la expoziția asta, să știm dacă s-a dus cu rost. Da. Care-i răspunsul? Da, a cântat. Adevărat, a cântat. Adevărat. Răspuns corect. A cântat. Serviciu și cânta și când se întorcea. Nu numai acolo, cânta peste tot. Pa, 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 pa. Ia să vedem dacă mai avem vreun anunț. Maria Tănase a jucat în filmul Ciulinii Bărăganului și în Moara, da, cu Noroc. Da, adevărat. Final? Da. Andrei, te gândiți bine la Moara cu Noroc? Zi, bă, ceva. Hai că mă gândesc. Că da, da. Așa, că acum, da, nu e pe grabă. Stai așa, să rememorăm, da, un pic. Da, da, da. Da, da, nu mai da, final, da, da. Afirmația ia este adevărată, ziceți voi. Omor. Da, adevărată. Greșit. Greșit. A jucat doar în Ciulinii Bărăganului. Moara cu Noroc nu a jucat. Eu nu știu pe ce Wikipedia se uită, frate, dar dă numai eroare, mă. Maria Tănase a cântat piese din toate regiunile, mai puțin din Banat. Merge la voi. Păi de ce, mă, să cânte mai puțin din Banat? De ce? O știu. Pepe? Nu. Nu. Asta mă întreb și eu. Ce mai sunt regiuni de unde n-a cântat. De ce ești la asta? Adevărat. Adevărat. Andrei, tu decizi? Dacă zice Wikipedia, ce sunt eu să contrazic? Adevărat. Aceea este? Adevărată. Fals. Normal. Că nu e bun. Falsă. Poate-l mă de acolo. Piese de peste tot din toate regiunile. Aveți? Aveți? Mai erau două sate. Aveți? Mai avem una. Maria Tănase. Adevărat. Piesa Cine iubește și lasă are o variantă în limba franceză. Da. Și vă rog să-mi o cântați, dacă e. Jucle să foc. Adevărat sau fals? Zi. Adevărat. Sigur. Da. Zi, mă, zi, mă, zi, dar mișcă așa în da. Uite că... Te-am spus corect, e adevărat. Da. Are o versiune franceză. Aveți 4 răspunsuri corecte din 9 posibile. 4 din 9. Ia să trecem la echipa lui. Ia, băi, Liviu. Știrbei Bodoia. Avem și pentru voi o vedetă. Mi s-a părut că le-ai pus 164 de întrebări și au nimerit 9. Te grăbești, care au nimerit 4. E rândul vostru să primiți aceleași 9. Vedem chiar acum vedeta aici pentru voi. Grigheru... Păi normal! De bun, nu știu cum îl cheamă aici. Irlic. Da! Da! Da. Irlic. Birlic, Birlic, păi mare actor. Păi stai, ești nebun, de-abia i-a dat ciuleii. Hai, asta a venit avea din Cuba, ce să-l știe pe Birlic? Ești nebun. Eu dacă am mai auzit-o la un moment dat. Prima afirmație. Birlic s-a născut la Dorohoi. Da. Fals. Cum Dorohoi? Dar ce e moldoven? Răspuns final. Final, da. Final. Nu s-a născut la Dorohoi. Ai dreptate. Dar e moldovean, să știi, s-a născut la Fălticeni, nu la Dorohoi. Păi nu e, Fălticeni e mai moldovean decât Dorohoi. Nu e, nu e. Asta știu, mă. Primul răspuns corect. Birlic a vrut să se facă clown la circ. Normal că a vrut să facă clown la circ, dacă e cu actor de comedie, nu? Paula? La ce față are? Asta, Paula. Că nu s-a făcut, e cu totuși cu totul altceva, dar asta ține de dorința de altceva. Da, păi cum să nu vrea? Aș vrea pe da, normal. Păi normal, nu? Ce a vrut să facă? Clown. La ce? La circ. Da, a vrut. Da. Adevărat? Da. Răspuns corect, adevărat. Joacă pe asta. Mai bine la ghici decât să știi. Cred că dacă zici adevărat la toate... Păi, e blat. N-ai cum. Câte? Din 9 trebuie să fie 5 adevărat. Băi, cred că trebuie să facem ca la bac, știi? Punem A la toate. Știi? Exact. Merim bine. Stai aici aproape să te văd, că îmi place cum îți pică lumina. Hai. Cult, așa. Birlic a urmat cursurile facultății de drept. Lasă-mă un pic. Deci eu fac comedie și o fac foarte bine, nu mi-a zis nimeni, dar eu cred treaba asta. Nu ți-ar fi trebuit drept. Nu știu dacă mă, nu știu dacă intram la drept vreodată, eu am făcut CFR-ul. El a început cu stângul și după aia... Ce zici? Ce zici? Eu am făcut facultate de drept și nu l-am văzut pe el acolo. Da. Corect. Fals. Exact. N-a fost la curs. Merg pe mâna lui Biu. Fals. Îi ziceți că afirmația este falsă. Ați greșit, chiar a făcut facultatea. Păi eu... La ce clasă ai fost? Că poate fi fost la B. Invers. Ați studiat dreptul la Cernăuți, Biu, cred că nu prea ai fost pe la școală. Am fost, într-adevăr, nu l-am văzut. Aveți deocamdată 2 răspunsuri corecte, să vedem următoarea afirmație. Birlic provine dintr-o poreclă transformată ulterior în nume oficial. Normal. Păi... Transformată în ce? În buletin?
Da, și-am da. Sușit numele. Da. Și a fost doar o poreclă la început. Da, și după aia și la... Da. Sigur? Sigur, da. 100%. Asta o știu eu, 100%, fără să ghicesc. Bravo! Adevărat? Cu minte, nebunule. Că eu la CFR nu mai de Birlica am învățat. Birlica a debutat în cinematografie alături de celebrii comici Stroie și Vasilache. Stai că nu știu pe Stroie, pe Vasilache îl știu. Pe care Vasilache îl știi? Pe Vasilache la de cântă prost. A debutat alături de ei sau n-a? Zi-mă, nu știu, mână, am jucat. Tuza, cred că ești out la aici, proba asta. Da. Stai așa un pic, pune așa, aici e fals și aici e adevărat. M-a trimis mama și tata să ghicesc care trebuie e pe biumă, poate știe. Este mâna aceasta. Adevărat? Adevărat? Afirmația este adevărată? E greu să cred, da. Da. Mergem pe mâna capitană. Răspuns corect. Bă, ce noroc are! Adevărat! Ai deja 4 răspunsuri corecte. Deja e târziu acum, dar vreau să fac o declarație publică. Așa am luat și bacul. Următoarea afirmație. Birlic a fost director și patron al câtorva companii teatrale. Are nume de patron. Zic, bă, dacă știi director și de teatru, e blat. Patron și de director și patron? Bă, stai. Fă-o tot pe aia, că oricum nu știi. Normal că a fost, mă. Pune, stânga adevărat, dreapta fals. Da, mă, dar întrebările lui sunt mai logice, adică... Ia, ce e logic în asta? Răspunde tu. Director și patron. Da, mă, eu sunt. Director și patron. Atunci când ești patron, poți să crezi. Capcana. E fals. Capcana, zice Biu. E fals. Și răspunsul vostru este? O fi doar una dintre ele, s-ar putea să fie ca la ei. Este mâna aceasta, tot adevărat ești. Adevărat? Da. Răspuns corect. Întrebările sunt deductibile. Să continuați totuși, chiar dacă ați luat avans. Da, da, vreau da. Să văd dacă puteți atinge punctaj maxim. Eu n-am avans. Următoarea afirmație. Birlic, după Revoluție, a fost emisă o monedă cu chipul său. A, m-a trimis mama și tata. Ai văzut o monedă cu fața lui Birlic? Vecișorul beței mici, care e cel mai slab dintre ei, este Andrei. Fals. Era adevărat acolo în parte. Că ce? Da, nu știu. Păi am schimbat, că dacă ziceam în continuu era adevărat. Răspuns final, fals, da? Stai așa un pic, am văzut vă monedă, ai văzut vă monedă cu chipul lui Birlic? Da. Unde, dracu, ai văzut? În Cuba? Voi cumpărați cu porumb. Răspunsul este? Fals. Că afirmația fals. Este falsă. Ați greșit, afirmația este corectă. Vezi, mai vezi? Vezi, bă, că ei în Cuba au bani. Aveam în Cuba mai. Adevărat, bă. Dar ce poezie zici tu acolo? Treaba mea. Zic că vreau să aud. Am mă, că-s curios ce zici acolo. Bine, dar zici lent la următoarea. Următoarea afirmație este Birlic a jucat într-un teatru care funcționa într-un pasaj din centrul Bucureștiului. Ce pasaj, ce teatru a ai jucat într-un teatru care funcționează și acum. Pasaj. Un pasaj dintr-o carte a jucat papapapac? S-a făcut teatru. Doamna Zuza ți-a dat un indiciu foarte important. Funcționează chiar și acum acel teatru. Da! Același pasaj. Normal! Lent, ai promis că o zici lent. M-a trimis mama și tata să ghicesc care e piatra. Cel mai slab dintre mine și Andrei, bineînțeles că e el. Deci răspunsul este... Corect. Răspuns Joc-o. Corect. Joc-o pe asta. Andrei. Joc-o pe asta. Hai încă un anunț. Wikipedia, ce faci? Ți-a dat cineva răspunsurile înainte? Da, am o broscuță aici, o mai pup din când în când. Mai răsare să transforme. Hai să vedem următorul renunț. Birlic este înmormântat în orașul natal, unde ți-am zis la început, în Fălticeni, da sau nu? Stai un pic. Păi normal, dacă e mai actorul și al nostru, trebuie să-l mormânteze la noi, nu? Păi adevărul că... La nostru, dar la el acasă, în Fălticeni? Adevărul că la cimitirul Belu nu sunt ăștia, nu? Toți ăia din Belu sunt născuți în București. Zi, acasă, acolo. E chiar pe strada Belu, acolo. Băi, nu mai contează. Ia lasă-l pe Cuza sau mai contează, las pe Cuza. Zi, chiar numai adevărat sau fals? Adevărat. Este înmormântat acasă la Fălticeni, zi. Așa este, un actor mare trebuie să se ducă la el acasă. E, fals. Este la cimitirul Belu. Ce să vezi la Belu, acolo, e plin, toți s-au născut pe strada. Nu mai contează acum. Și cred că mai avem un singur... Ce mai contează? Ce, mă? Ce faci? Lasă-mă avăța și pe ăsta, mic. Să mai avem menuri. N-ai mai pupat broscuța aia? Auzi. Am pus o broscuță acolo. Eu la tine am trebuit să mă respect și tu cum te-am respectat. Eu și să taci și tu din gură. Ai tăcut din gură care continuă. Ai zis că sunt prostii. E să iubesc ăștia doi. Doamnelor și domnilor. Întrebarea. Gata. Ai avut 9 din care ai câștigat, din care ai nimerit. 5. Cât ai nimerit? 8 sau 6. 9. 1. Doamna Zuza, vă rog frumos, l-ați ajutat acolo cu teatrul ăla. Așa s-a dat la acest. A, n-am avut pretenții. Nu mi se pare că stau la cultură generală.
Mult mai bine decât... mai mult la noroc a fost asta. Noroc? Da. De pe mare cum se vede? Ha! De pe mare se vede un fel de concai chilimoni, concai ca. Da, și asta. Și cum vi se pare altfel din concursul? Din punctul meu de vedere sunt niște copii care au noroc. Și au câștigat pe bune. Noroc a fost al lor. Adică... Exact. Au câștigat proba asta, nu? Cu 6 răspunsuri corecte împotriva 4 răspunsuri corecte. Proba e câștigată de vârf.